reflector regional. Dar neavând la cine să ne plângem, la cine să ne adresăm? O emisiune unde nu vă prezentăm incendiar. Deci nu se poate ca stația asta să mai funcționeze la noi aici. Vă prezentăm realitatea. Fiți alături de noi, alături de Apolonia TV. Bun găsit la o nouă emisiune Reflector Regional. Astăzi îl avem ca invitat alături de noi pe domnul general de brigadă în rezervă, Ioan Scripniciuc, fost inspector șef de poliție al Inspectoratului de Poliție al județului Iași. Bun găsit, bine ați venit. Bine v-am găsit. Stimate domnul general, acum când se pune o pauză în urcușul dumneavoastră al carierei, ați avut o viață de om în slujba cetățeanului. Ce gânduri aveți acum de transmis pentru activitatea pe care ați făcut-o în slujba cetățeanului și ce urmează de aici încolo? Cam asta ar fi tema de discuție. Cum a rămas poliția la ora actuală? Necesarul, resursa umană este suficientă? După 27 de ani de muncă în Poliția Română, am decis să trec în rezervă, nu să mă pensionez. Am avut în cei 27 de ani, peste 22 de ani, funcții de conducere, din care ultimii 8 ani în funcție de inspector șef. De-a lungul carierei mele m-am axat, mi-am prioritizat activitățile pe apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pe apărarea patrimoniului cetățenilor. Într-un cuvânt, pentru a avea o ordine și liniște publică în județul Iași, cât mai optimă, cât mai bună, pentru ca cetățenii să se simtă în siguranță. Obiectivul prioritar fiind creșterea siguranței cetățenilor. Ați spus că aproximativ 7 ani în funcția de inspector șef. Când ați preluat funcția, cam care era nivelul de infracționalitate și cum ați lăsat-o dumneavoastră? De-a lungul celor 8 ani de funcție șef de inspector, șef de inspectorat, bineînțeles că mi-am prioritizat activitățile și am stabilit la începutul fiecărui an ca obiective principale creșterea gradului de siguranță al cetățenilor, reducerea infracționalității, stoparea unor trenduri ascendente ale unor fenomene infracționale care se manifestau cu mai multă vehemență, lucruri pe care am reușit să le realizez împreună cu echipa de conducere, cu echipa de management a inspectoratului și aici mă refer nu numai la adjuncți, cât și la șefii de servicii, șefii de subunități, care de-a lungul timpului m-au sprijinit în realizarea obiectivelor stabilite. Bineînțeles că la foarte mulți indicatori am avut reduceri substanțiale. Țintele pe care ni le-am propus prin programele manageriale, prin planurile de măsuri, planurile de acțiune pe care le-am stabilit periodic, aceste ținte au fost atinse în marea majoritate. Comparativ județul Iași cu alte județe, care ar fi infracțiunile mai frecvente la noi față, să zicem, de un alt județ din regiunea Moldovei? În general, în regiunea Moldovei se manifestă fenomene infracționale legate de violență pe fondul consumului de alcool, pe o lipsă de educație, de cultură generală, pe fondul pauperizării unei bune părți a populației din zona noastră, de ce să nu recunoaștem lucrul ăsta. Toate aceste elemente favorizează o creștere a infracțiunilor cu violență, ceea ce s-a întâmplat și în județul Iași. Însă au mai fost și alte fenomene care s-au manifestat de-a lungul timpului, furturile din locuințe, furturile din buzunare,
Alte fenomene care s-au manifestat și pe care noi le-am stopat au fost furturile din auto, furturile de animale din mediul rural, dar și alte genuri de infracțiuni care s-au manifestat în zona județului Iași. Revin din nou la întrebarea resursa umană. Știu pentru că e foarte dificil atunci când sunt niște obiective propuse pe o strategie să nu poți realiza din cauza resursei umane. Resursa umană a inspectoratului era la capacitate? Cam care este gradul de funcționare? Am preluat, când am venit la conducerea inspectoratului, am preluat un deficit destul de mare de personal. Ulterior s-a îmbunătățit acest indicator și am reușit să ajungem la un procent de peste 95% la un moment dat, după care, prin plecări numeroase, atât la pensie cât și în alte locuri, pentru că aici trebuie să ne referim și la cei care se mută în alte inspectorate. Deci există o dinamică permanentă de personal. La sfârșitul celor 6 luni din 2017, când mai pot încă să mai fac o analiză, era un deficit destul de mare, de peste 200 de funcții libere în cadrul inspectoratului, ceea ce înseamnă destul de mult. Însă sper eu ca în perioada următoare factorii decizionali de la nivel central vor lua toate măsurile pentru a reduce acest deficit. Dacă ar fi, după o viață de om, o carieră foarte, cu mult timp în funcții de conducere, acolo unde se întâlnesc planul managerial, tot timpul sunteți în alertă, ați fost în alertă, care ar fi pentru, nu neapărat un sfat, dar o idee pentru cei care urmează să vină după dumneavoastră, două, trei liniuți care să ajute? În primul rând să adopte un stil managerial combinat între rezultat, dar și om. Adică dacă te axezi, îți centrezi activitatea doar pe rezultate, în detrimentul problemelor pe care le au agenții, ofițerii de poliție, personalul contractual, lucrătorii până la urmă din subordine, va merge o perioadă de timp după care ceva se va întâmpla, dar în mod negativ, cu siguranță. De aceea trebuie îmbinate aceste două stiluri de conducere. În același timp, ca o recomandare, să fie cât mai echilibrat cel care va prelua funcția, să aibă disponibilitatea spre dialog, atât cu șefii, cât și cu cei cu funcție de execuție, dar și cu sindicatele, să aibă disponibilitatea spre cooperare, colaborare cu celelalte instituții, atât din MAI, dar și din cu alte structuri din MAI, dar și cu celelalte instituții de aplicare a legii, cu instituțiile de suport informativ și altele cu care lucrează poliția. Da, foarte bine punctat, fiindcă, după cum știm, o mare parte din personal, atât numai din Ministerul de Interne, s-a retras chiar după o experiență de viață, de carieră, vin în spate tineri care, de pe băncile școlilor, nu au asemenea expertiză de a lucra cu omul, și cred că cel mai dificil lucru este să lucrezi cu omul. Tocmai de aceea am insistat ca să lăsați niște idei, niște sfaturi pentru cei care urmează, fiindcă în principal, noi am fost în slujba, și la ora actuală suntem în slujba cetățeană, și cum ați spus dumneavoastră, de aici încolo sunteți un om cu o anumită expertiză și cu o experiență și veți oferi în continuare pentru cetățenii ieșeni un sprijin pe experiența dumneavoastră. Care ar fi totuși ideea în care v-ați orienta, în mediul universitar, Deocamdată am o perioadă de tranziție de la o etapă foarte aglomerată, foarte stresantă,
Urmează să îmi decelez, să-mi așez ideile, gândurile și voi vedea în perioada, cred că imediat următoare, încotro voi merge. Sunt oportunități pe care ți le oferă România în diferite domenii. Rămâneți în țară. Și în privat și în, la, în domeniul, în mediul public. Așa că voi face în așa fel încât să îmi pun la dispoziție experiența pe care am dobândit. Da, o să ne anunțați și pe noi ca să transmitem cetățenilor unde vă pot găsi în cazul în care cu siguranță. Să au nevoie de un, de un sprijin, fiindcă eu, din cât cunosc, din expertiza dumneavoastră, aveți un bagaj foarte mare de ceea ce înseamnă lucru cu omul. Și cum am spus dumneavoastră, atât cu cetățeanul, cât și cu colegii din subordine. Care ar fi pentru acei tineri care acum termină academia sau se angajează direct, care ar fi, de exemplu, acum avem în față o nouă generație, ce le transmiteți dumneavoastră la început de drum? În primul rând să fie optimiști și să se profesionalizeze permanent, să studieze, să progreseze și să aibă disponibilitatea față de cetățean, să aibă acea capacitate, capabilitate de a dialoga, de a îl îndruma pe cetățean, de a-l sprijini atunci când acesta îi solicită ajutorul. Dacă nu se, nu își prioritizează activitatea pe aceste două, știu, directive, vor avea probleme. Ar mai fi o problemă pe care o recomand, multă disciplină. Disciplina îmbinată cu profesionalismul pot da rezultate foarte bune. Da, ca în orice instituție, disciplina. De-a lungul carierei au fost, nu putem spune că au fost numai lucruri bune, au fost lucruri mai puțin bune. Care v-a marcat într-un anumit timp fie cariera dumneavoastră, fie dumneavoastră ca persoană, cetățeanul? Balanța înclină spre lucrurile pozitive, spre lucrurile bune, spre multe realizări pe care le-am avut împreună cu colegii mei, dar au fost și aspecte negative de-a lungul carierei mele și au fost suficient de multe și aici pot să mă refer doar la modul general, au fost și mai sunt încă dosare cu autor necunoscut, au fost, știu, evenimente foarte grave, evenimente cu impact deosebit mediatic, dar și în rândul cetățenilor, în care a trebuit să lucrăm sub presiunea timpului, sub presiunea mass media, sub presiunea șefilor de la București. Deci, ajungi la un moment dat în care crezi că nu poți să ajungi la autor, să nu poți, sau să nu-i poți proba acea infracțiune. Au fost și multe aspecte de genul ăsta, însă v-am spus, clin să cred că cele mai multe lucruri au fost pozitive, au fost în sensul de realizări, de satisfacții profesionale. Ca și militar, care în timpul carierei, care a fost cel mai, când ați primit cel mai frumos grad? Care a fost gradul cel mai frumos? Cel mai frumos grad a fost cel de capitan. Când lucram la Poliția Municipiului Iași, eram șef de birou cercetări penale, suna mai bine, eram mai tânăr. Așa acum sunt, acum era... sunteți la tinerețea, da. De capacitatea, da. De exercițiu. Dar să nu exagerăm și să ne ducem în urmă și să vedem că, într-adevăr, era o perioadă foarte frumoasă din viață și un grad la fel de sonor, la fel de cu rezonanță, capitan. Da.
Pentru că ulterior poliția s-a demilitarizat în 2002 și am trecut pe grade profesionale civile. Aici vorbim despre funcție, grade. Cum este omul Ioan Scripniciuc? Familist? Familia? Copii? Consider că sunt un om normal din acest punct de vedere. Am familie, ne respectăm, m-au susținut de-a lungul timpului, că altfel nu reușeam să, hai să zic, să supraviețuiesc în aceste funcții deosebit de importante și stresante și cu multe responsabilități. Când pleci de dimineață și vii seara acasă, nu ai sărbători, nu ai nici în vacanță sau în concedii, nu poți să te degrevezi de sarcini, de responsabilități, stai tot timpul cu telefonul lângă tine, nu se știe ce eveniment se întâmplă. Din punctul ăsta de vedere am fost înțeles și chiar le mulțumesc. Dacă ați avea o fată, ați recomanda să se căsătorească cu un polițist? Sincer, nu. Nu i-aș recomanda, pentru că munca de poliție este foarte stresantă și cu multe pericole, multe... E adevărat că este și, are și multe satisfacții, are multe aspecte pozitive, dar din punct de vedere al stabilității familiale trebuie să fii într-adevăr foarte atent și să ai o relație foarte bună și să înțelegi toate aspectele astea. Altfel, nu e recomandat. De ce am vrut să spun? Pentru că atunci, de ce am vrut să menționez acest lucru? Fiindcă mulți consideră polițist și gata, nu. Polițistul are familie, polițistul are și el stresul lui, are problemele. Și tocmai de asta am vrut să aducem în discuție, fiindcă dumneavoastră, cu atâta experiență ați văzut, știu că din funcția de manager, de șef, cunoașteți atât problemele personale ale lucrătorilor din punct de vedere familial, cât și capacitatea lor de exercițiu în funcții. Spuneți-mi, pe un areal al județului Iași, care ar fi zonele mai vulnerabile din punct de vedere infracțional? Aici sunt discuții și analize făcute pe diferite zone, lunar, trimestrial, semestrial. Se fac analize tactice, analize strategice la nivelul UTAI-ului. Fluctuează infracționalitatea de la o perioadă la alta, de la o zonă la alta. În unele zone, și nu vreau să nominalizez aici, avem infracțiuni cu violență într-un număr mai mare, în altele furturi de animale, în alte zone din județul Iași avem furturile din auto, deci nu sunt distribuite aceste infracțiuni într-un mod uniform pe raza județului Iași. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj pentru cetățeni, ce anume le-ați recomanda pentru siguranța lor, în primul rând? În primul rând, să aibă încredere în Poliția Ieșeană. Consider eu că este o instituție puternică, o instituție respectată. Chiar dacă a existat acum o perioadă mai grea și o bulversare, practic, a aceste instituții prin plecările numeroase 2016-2017, am lăsat în urmă o echipă managerială tânără, profesionistă, cu disponibilitate și motivați pentru a crea premizele unei siguranțe cât mai mari în rândul cetățenilor. Deci să apeleze cu încredere la instituția poliției, să fie atenți cu ei în ceea ce cum își organizează până la urmă plecările de la domiciliu, pentru că atunci cazurile de furturi sunt în special când omul pleacă de acasă. Aici sunt, știți foarte bine, sunt campanii de prevenire pe care le-am făcut de-a lungul timpului și în momentul de față sunt cei de la birou de prevenire a criminalității
periodic și își creează aceste campanii de prevenire în rândul cetățenilor pe anumite genuri de fapte cu trenduri ascendente sau acolo unde sunt probleme. Bineînțeles că și cetățeanul trebuie să-și ia anumite măsuri de autoprotecție, așa cum o fac și eu și probabil și dumneavoastră și alții. Nu trebuie să lăsăm doar în seama poliției, pentru că aici trebuie să existe o interferență, o conlucrare între cetățean și polițist. Polițistul să-i aducă la cunoștință, să-l îndrume corespunzător, să-l atenționeze atunci când trebuie, dar și cetățeanul trebuie să-l sprijine pe polițist când este nevoie și să își ia măsurile de autoprotecție venind în acest fel, venind în sprijinul instituției poliției. Domnule general de brigadă, dacă ar fi acum să fiți la început de drum, ce facultate v-ați apucat? M-ați mai luat cariera de poliție? Iar o să dezamăgesc pe mulți, nu m-aș mai îndrepta spre cariera de polițist, pentru că chiar și după ce am ajuns în sistem în iulie 1990, după ce am terminat școala de ofițeri, am avut anumite, știu, gânduri, anumite tendințe de a mă îndrepta spre cariera de procuror. Probabil n-am avut curajul suficient să o fac. Mi-a plăcut foarte mult această profesie de procuror, de magistrat și am trăit tot timpul cu ideea că aș fi putut fi și un bun procuror, dacă nu. Da, nu e târziu, că se mai poate. Nu, e deja pentru mine. Deci spre magistratură, dacă ar fi să o iau de la capăt. Ca și concluzie, mă repet, cetățeanul întotdeauna spune, e polițist, deci cariera de polițist e destul de dificilă, are problemele de zi cu zi. De fapt, cel mai greu lucru e să lucrezi cu oamenii și să-i poți... Este foarte greu de lucrat atât cu subordonații, pentru că și au probleme, probleme personale, probleme familiale, probleme de serviciu. Gândiți-vă că un șef, un manager trebuie să aloce foarte mult timp pentru gestionarea resurselor logistice, financiare, resurselor umane și de multe ori aceste resurse nu sunt suficiente și trebuie să știi cum să le împarți, cum să le distribui în așa fel încât capacitatea poliției, capacitatea operațională, capacitatea de intervenție să nu aibă de suferit. De asemenea, disponibilitatea față de cetățean, la fel, trebuie să fie o prioritate. Până la urmă, poliția servește comunitatea, servește cetățeanul și asta trebuie să o înțeleagă toți polițiștii. Ei sunt cei care generează securitate, care generează siguranță, iar cetățeanul trebuie să vadă în mod concret acest lucru. Da, vă mulțumim frumos pentru participarea la această emisiune, o viață de om în slujba cetățeanului și dacă ar fi să facem o mică concluzie, omul Ioan Scripniciuc, ce ar transmite cetățeanul? Să, așa cum am mai spus-o, să aibă încredere în polițiștii ieșeni. Vă mulțumesc frumos pentru. Și eu vă mulțumesc. Reflector regional. Dar neavând la cine să ne plângem, la cine să ne adresăm? O emisiune unde nu vă prezentăm incendiar. Deci nu se poate ca stația asta să mai funcționeze la noi aici. Vă prezentăm realitatea. Fiți alături de noi, alături de Apolonia TV.